Primarul Constantin Toma va pleca mâine într-o vizită de lucru în Japonia, China și Coreea de Sud. El va face parte dintr-o delegație oficială alături de alți 10 primari români. Vizita este organizată de Ministerul de Externe împreună cu Asociația Municipiilor din România și mai multe asociații orășenești din cele 3 țări asiatice. Plec într-o delegație oficială cu 11 primari de mari municipii prin Ministerul de Externe. Ne vom întâlni cu asociațiile orașelor din Japonia, Asociația Orașelor din Coreea de Sud și Asociația Orașelor din China. În cele 3 țări asiatice vor fi vizitate capitalele și unele dintre cele mai mari orașe, acolo unde primarul Buzoian va participa la demonstrații legate de administrația publică. Deci e un program extraordinar de încărcat și sper foarte util, pentru că vor fi multe aplicații pe educație, pe deșeuri, pe spații verzi, pe transport și sper să avem ce învăța și ce învăța eu, bineînțeles, care n-am făcut școala de primar ca alții, învăț din mers. Până în preajma sărbătorilor pascale, locul primarului Constantin Toma va fi suplinit de viceprimarul Ionuț Apostu.